Îi dăm drumul la filmare la Caras. Am ajuns la baltă. Cu fratele meu, domnul Jean. Pescăm și noi la baltă aici la... Căutăm un caras la baltă la Cerbu. Caras de 2 kg, da. El frământă niște mămăligă cu pâine. Se vede mișcare papa. Însă fac și o lansetă să încercăm... Să vedem ce trebuie. E prima dată la balta asta. Ne-a încurajat o doamnă din zona care era cu facile. Ce a zis doamna? Că se prinde, nu? Da, da, da. Avem răbdare, doar atât. Hai să avem răbdare că se prinde carasă aici. Carasă prinde. Mai am un prieten la Roșiori. E și vânător el. Și zic, mă, neamitule, te duci mă și mata la pește? Bă, zice, mă duc, da, la carasă din asta mică și la oclei. El la oblez le zice oclei. L-am cunoscut când am fost la Șalău, la Izbiceni. Băia, super de treabă, am zis să merg să fac niște filme pe la Roșiori, pe râul Vedea, la... Sunt niște cleni mari acolo. Da. Și să mă duc să fac niște filme pe la el. Acum, dacă tot m-am făcut cameraman, să... fac niște filme. Ideea e că avem și biban aici la baltă. Începe să plouă? De ce anunța plouă aici? Poate să mă plouă că n-am nimic la mine. A, da, iată, a început să plouă. Mă uitai la pelerine, dar mă uitai degeaba. A început să plouă la albă. E ca lumea, că mi-am luat doar șoldari. Îmi bagă... Sper să nu ține mult, nu? În principiu, trebuie să astup tot ce am dat astupat. De ploua poate să mă plouă, dar trebuie să dau tricoul ăsta jos, că... Dacă mi-o dă tricoul, după aia nu mai am ce să mai fac. Să fie zise... Pelerina asta acasă, frumos. Umbreluță nu am. Total pregătiți. Yes. Doar măcar în jachetul ăsta. Și dacă stau eu la pielea goală, are ceva? Fac o baie. Culoare de soare nu mai trebuie. O carasă. O carasă. Ce chiu e, bă? Ce chiu e ăsta, bă? Deci eu sunt la pielea goală acum. Trebuie să dea ploaie ca să mi... Ca să se duc arsurile care mă ard soarele. Asta nu era în program, dar ne adaptă. Ne adaptă și da, trebuie aruncat o lec. Așa, un bulgărel de mici. Asta vadă o clei. Păi, căutat la domicil. Nu aveam, da,
Domnul știe. Nu e după, nu e după domnul. Programul. Făcut. Știe dacă are putere. Noi avem putere. Mai ales de la berea asta fără alcool. Păi o fi ploaia binefăcătoare aia. Bă. Știți că el pe ploaie trage. El pe ploaie trage. Noi ziserăm că avem vântul din spate acum. Veni vântul din față. Da, depinde la ce e obișnuit. Ce frumos e să fii și cameraman. Stai pe scaun, bei bere. Îmi place să vă filmez așa. Trebuie să-și dea el drumul pe ploaie. Eu accesorile pe aici. La gălet. Bună și găleta mai mare. Am niște accesorii. Asta e o camera. Că stau la pielea goală acum. Și domnul e cu noi, da. Să mă grăbesc eu puțin. Să le bag la găleta, că dacă nu mi le face vărză astea. A fost aia afară. Așa, tata, am să intrat la gălete. Să le pitesc în gălete, da? Cum? Le ba la gălete aici. Și știu o poantă, le-am băgat la gălete. Știu o poantă acum. Îmi legă șoldarii după pe spate. Cea mai bună poantă. Așa tot. Acum și șoldarii pe mine. Exact cum duceau ianchei ăștia. Cum duceau ianchei. Și m-au spat și pe față și pe spate. Așa, tate. Ce mai rămâne de făcut? Să dăm la oclei. Acolo frumos. Pun și-o ăsta. Uite, e bună treaba asta cu șoldarii. Ia uitați câtă protecție am eu aici. Și în spate, de la cap, mai sunt descoperit. Dar... capul trebuie să respire, ia să, nu? Să fac... până una alta. Eu astea. Și... până fac mecheriile astea. Cred că mă bag sus salcii. A, v-ați băgat sus salcii aici? Da. Mă bag și eu sus salcii. A fulgerat? Hai să bag și găreata acolo. Nu, oh, că e vară. Doamne ajută! Ia, vedem. A, cui place mă la caraz, mă. Când vorbește domnul, mă. Că ziceau oamenii că nu plouă domnul Dumnezeu, că nu plouă, mă. Vă găsireți voi să ziceți că nu plouă, domnul.
Uite că plouă. Partenerii noștri mai stau? Zic, băieții după partea mai stau? E frumos, la pantalon scurs. Ia treabă. Și eu la pielea goală. Total pregătiți. Mă, că acum trage carasul. Știe că e diseară finala. Finala cupei. Care? Steaua. Ah. E timpul să încep și eu pescuitul. Nu cred că... Unde să fac eu astea? Mă, bă, mai sus așa. O fi vreo unul mai puternic așa, după aia zic. După ce ne udă și vine. Dai să-i pui o plută, îl dau la mămălic. Am și un car bun, cam pulge de pace. Așa am pățit la Biban, avem și Biban aici la Balta asta. Așa am pățit la Biban, că eram împreun... Deci ne-am băgat în mașină, că nu mai rezistam. Și după aia, să mai rări, se ploaie așa, dar nu s-a terminat. Cam mă, să dăm la pește. Știți cum a fost după aia? Am omorât Bibanul la muscă. Mâncaia de râpea. Și zic, băi, dar și noi suntem fraieri rău, mă. Adică Bibanul ăla a mâncat de râpea. Și noi stăteam în mașină. Să mergem în mașină? Nu, eu urmez. Păi de ce să mergem? Am un parasolar de la Argentina. Da, eu stau aici. Sunt. Poate aveți vreun de la de pâine? Cu mămăligă? Da, da, da. Și cocoloș. Un cocoloș, sau cum să dau și eu cu el, să nu mai stai să mai facă. Mă bag la papura, acolo. Nu, că șoldarii țin pe spate și dau așa din întâlnire de cine, ca să-l testăm. Șoldarii nu-i dau jos, că mă protejează pe mine, pe plămâni, ca așa. Să stea plămâni. Așa a fost că ești din direct. Șoldarii nu-i dau jos, că mă protejează, ce bine stă spatele, e cald așa. Decât la cap, mai am, dacă aveam și o pungă. Vecinul a adus și mie o pungă de aia de un leu. Mere pe vremuri. Auzi, vecinul? O pungă să-mi adus și mie. Să o pun pe cap, dacă ai pe acolo. Leg eu montura asta. Pluta cu astea. Deci am șoldarele, parcă sunt măgărușul în atac. E bun, e pe spate și cu astea în față. Gata, gata. Am făcut eu o legătură aici. Am ies de la vecinul. Mămăligă, că a făcut el mămăligă, tată. M-a dus să fac eu așa. Se pierd cu punga. Puțin vânt, chiar era recomandat. Am o plută de păun. Așa, tati, aici. Cărligul care știți că mă dăm pe la baldă, pe la Ștefănești.
12, vecinul de camare. Mă bag acolo așa, lângă vecinul. Protecție frumos. Am băgat hainele la găleată acolo, cu telefonul. Să nu plouă în găleată, am dat-o în bară. Hai măcar să stai de așa. Ia să-mi bag un cocolările astea. Pe ploaia asta. Frumușică așa. Mi se pare frumușică ploaia. Și că i-a băgat usturoi vecinul. Uite usturoi la care atunci. Îmi place ăsta usturoi. Eu place, scade colesterol. Hai, tati, să vedem acum cu lanseta. Larg lanseta de 2 metri fără văr. Domnul Joe de pe spate. Haide! Nu se duce. Uite un bar. Ai, mă, nu te aduci și la mine. Prin și eu un caras. Dacă o zici și mă mălică. Așa e la început. Până ne reglăm tir. Plăutare acela. Cerb. Așa, dacă ne-am pricopsit noi cu ceva, nu? Caras și eu, nu? Pe ce îndambla? Carasul ăsta. La apă avem noroc. Să bag o bobiță așa. Poate îi place și lui să mănâncă. O bobiță. Iată-te. Lângă papura. Bă, stai mai mință. Nu e bine, știți de ce? Vă zic eu. Uite, mă, am ăsta încurcat pe aici. Dacă nu știu ce înseamnă că e de la bucla aia care trece. Făcută de mine. Asta a dus. Hai să-l lasă așa între. Făcută de bat din cimea de la Ștefănești. Uite, pică ăsta e acolo. Eu să pun un zoom pe tine. Te mai vezi tu pe acolo, acum? Bazată. Ceva roșu, vedeți că? Nu e nimic roșu. Uite, domne! Ce plutica! Zboară rândunelele jos, clar că plouă. Zboară rândunica jos. La baza apă. Zboară rândunelele jos, plouă. Aha, vă jucat, rândunelele. Vă jucat, nu? Vă distrați papă. Uite, avem mai către mal. Vreau să dau adâncime mai mare, să stea mai, să zic. Ia, te trage-l băiatul ăla. Uite ce caras frumos ăla. Uite, frate, ce caras frumos ăla la mașina lui. La mașina lui vecin. Uite, frate, ce caras frumos. Uite, vecinul, noi plecare vedere încă. Încărăm și vedere încă. Deci avem o
băia care acum sunt cars. Nu se insistă. Insistăm, de ce avem alta care așa aici? Da, văd, domnule, vă zurăm și noi, ne arătă dumă. Prin băiatul acesta. Să fac eu legătura asta, că nu e bună. Mă loc, am făcut-o de dui. O las aici. Am făcut o legătură între două fire, dar trebuie să o fac mai aproape de plută, că eu când lansez, nu iese bine pe inel. Aveam și doi vernișoi, câțiva vernișoi, eu nu o să încerc și mai mult. Oricum bag unul singur. Am avut niște vernișori printr-o... Aici, printr-o geantă, dar nu știu cu timp. Timpul este nemaipomenit. Plouă așa mocănește. Nu ce să ripește de acolo. Ce fi să mă la bil, da? Cărășică, 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 cărășică. Măi, măi. Nu-mi place usturul. Dacă îi dăm și lui usturoi cu pastramă ceva. Fac o altă șmecherie, hai să fac legătura aia. Ca să pot să dau mai departe. Norat așa, norat, da, vedeți? Te-a lăsat și noroc, mă. Chiar e pe o ploaie să prind pe șcală, mă. Vrei să fii pregătit, dar... Să nu lipsească, că nu se știe. Păi ce spune la televizor că plouă acolo, că plouă acolo. Că cum e nici apa în curc. Că e apa destul de aduc. Atât că văd în spate să mă bag sub pomul ăsta și să mai atenueze pomul până leg eu și el ăsta. Și acum dacă am văzut carasul, aici stă. Bani am dat. Tot e gratuit. Ne facem plăcere. Gândesc că eu veni și lui vecinul ideea să intre pe pe băieția la cealaltă. Carasă. Aaa! Păi l-am filmat. Da, am văzut. L-ai văzut? Da, e filmat. Păi da, dar să-i sară mai în larg, să-i bag cocoloșul, ia și la cocoloș. Mulțumesc frumos, Domnul să vă răsplătească, să vă dea un loc în rai acolo lângă Domnul. O să mă acoperi pe cap, că, da. Am plecat total nepregătit. N-am știut că vin condițiile acestea. Că vin condițiile acestea.
Gata, am făcut și asta. Să pun pluta mai sus. La rămân, da, poate nu-i place. Spunea ceva vecinul la Costică că merge și la mămăligă. Uite, îi băgai cocoloși din ăla, da. E derutat el puțin, dar îl prinsă ploaia în grădină. Dar își revine. Revine el. Să dai cam pe fund acum. Vai cam pe fundă. E ploaie bună, nu e de speriat. Eu mă uitai la ea, dar n-a fost să-i curat să bag și pe aia. Dar nu mă vai, mulțumesc domnului că e totul sub control. Spatele e acoperit, capul e acoperit, fața e acoperit atunci. Și mai ține și pomul aici de... Ce trebuie să mai fac eu? Să mai reglez adâncimea asta. E cam mare. Așa, tot. Ce reglez eu și pe asta? Așa tot. Ploi de vară. Mâine e prima zi de vară. 1 iunie. Mâine e ziua copilului, nu? Mâine e ziua copilului. Da. Soția e liberă. Unde e pluta? De acolo. Dădui, e sunt la reglaj cu ea, trebuie să dau mai micul ăla, că e... Unde? Larg? Unde? Nu, uite acolo. A, acolo? A, 2 metri. A. Da. Păi n-am decât bățul ăsta și ea, poate că nu mai intru eu șoldare. Condițiile sunt să dau după mal. Să verificăm terenul noi. La ba. Să vedem dacă îi place usturoiul. Auzi, vecinul, ar trebui să mai... Să iau eu niște pâine să fac de ăsta fără usturoi. Poate nu-i place usturoiul. Că eu la țară am dat fără usturoi. Și am luat. Îmi trebuie pâine, pâine sau... Miez. Miez, ca să fac eu o leacă cu... Așa, nu, ia. Să rup eu de aici. Adică noi trebuie să încercăm, nu e vorba. Și da, și da. Toate variantele. Posibile. Dar putem să și mâncăm coaja. Oricum e. Oricum e experiența așa. Sau cu și foame. Gata. Ia vecinul pâinea, dar să nu mai arunci pe jos, că mai mâncăm din ea. Nu cum fac, încerc eu. Fii atent, trebuie să caut viermii aia, să-ți dau 2 viermi. O merge la viermi? Păi eu zic să încercăm, că poate mâine vine înapoi și dacă știu care e șmecheria, e benefică treaba, dar să mă uit unde am băgat viermii. Că la vierme sigur trebuie să meargă.
ceva, ceva. Eram într-un... într-un ăsta aici. Am băgat eu... în pozunare pe aici. Nu vai o vierne aia. Aici e un tub. Asta e asta cu pluta. A, cred că sunt aici. Cred că sunt în buzunar, colegi. Mă speriasem că nu i-a luat. La plut, la vierne trebuie să trag așa. Ba nu e aici. Băi, culme. Dar nu-i găsesc. Cred că i-am luat ce-i făcut. În mașină? Nu cred. Era un șobuleț de la. Da. Dar mai spun în băgăi. Într-un saia. Nu sunt într-un saia? S-o fi într-un saia. Că nu mi-a dat aminte. A, ah, eu nu văzui trusa, că trusa era su... trusa e su tricou, că dă de sub piesare, ia să vedem. Da, da, mai aici este. Ia vecinul și bagă. Bagă acolo să vedem ce este. Da, încercăm acum. Da. Mai încolo pe cocolo, așa. Să-l bag și eu unul dacă e. Un castravet aici, bun. Scade colesterol. No. Unul să băgăm? Da, unul ca pe râmă. Unul ca pe râmă. Mi-a dat rezultate foarte bune așa. Hai că s-a rărit. O ploaie de asta dădeam la la clan. La nu dădeam cu vargă de 5 metri și cu gândac de Colorado. Și cum trăgea? Ajungem o jumătate de metru între apă așa. Mergem o dată pe la podul 3 să facem un. Ia că-i bag un vierme. Deci fugea cleanul cu gândacul imenea. Hai, viermele, să ne aduci noi aici un cărășel. Hai, tate. Da. La vierme ar trebui să meargă ca lumea.
cam toate speciile de pești. El baca pe rămas. Vino grasule încoace. Grasule și frumosule. Bag eu ca pe râmul pe tine. Așa tot. Vedem care te găsește, da. Ce trebuie să mai facem noi? Aruncăm câte un pic de mămăligă. Ai aruncat acolo? Nu la... Să aruncăm canada așa. Dacă vii o să ia. Să aruncăm canada așa. Să vedem și noi culoare. Se apropie și ora când trebuie să tragă cel mai bine, mai scris seara, așa. Da, după ploicica asta. Ar trebui să tragă bine. Să vin să iau eu o puțină... Ține mămăligă de nadă să arunc eu acolo. Nu vă speriați, este vecinul cu vesta anti-glunț, anti-arme nucleare. Fac, mă prăjesc la soare. Unde azi să iau puțină mămăligă de aici, la șeful. Haide. Cât v-a luat să faceți mămăligă asta? Nu știu că am lăsat-o și am plecat. Mamă, ce virus de usturoi. Da. Ați băgat un kilo usturoi? Nu știu, am pus-o pe soție să pună. Aici dacă bagă mâna la usturoi, îi ajunge asta. Că de seară nu-i mai dau. Aruncă-mi potata acolo, să ne abim. Da, păi nu, așa se face la caras. Un dăsa de usturoi. Și atât. Mamă, și am nimerit direct pluta. La fix. Acum noi ne vom da seama dacă usturoiul mumela care l-a trage cel mai bine. Am colegi care fac, îți bagă poate de pe unul vișinat. A, m-au zis varianta aia. Ceva să miroase. A, ce caldă e apa asta. Ce caldă e. S-a mai încălzit față de aia. L-am pus la gligară. A intrat cu șoldare și mi-era rece. Așa tati. Cranul tactil. Deci mai cranul la camera că s-ar putea să vină surprizile. Acum eu băgai vierme, da. Și stai până bag viermele. La unul nu ia. Să-i mai bag. Să fac varianta cu doi acum. Așa am făcut și acolo la... Se mai bag unul agățat. Mai bag și un vierme agățat. Am terminat cu vierme. Cu testul de vierme. Hai, viermele 2. Viermele 2. Vine aici, tot că... Trebuie să-i mai băgați un vierme agățat, acum. Uite, dar sare ceva acolo, ăla-i de muscă. E pește care... Ziceați că aveți lanseta de muscă. Păi, nu, unde-i buldo? Dați pe suprafața. Că sunt pești care sar acum. Uite, fac valuri. Da, și trageți-o, opriți, trageți-o, opriți, repede în ea. Să vă spun și alt secret? Carasul, eu am luat caras la 400 de grame la muscă.
Dacă dați ușor scurt cu undă. Să vă spun și alt secret și mai e mișto. Cum luam caras după caras la muscă? Da, la plumb. Am fost la Stolni și stăm cu barca, cu plumbul, cu muște de 16, tras-o prins. Luam caras, pac în ea. Deci luam caras după caras, din barcă murea și de râs, că te deau la vierme și nu luau un caras și eu luam la muscă. Deci vă spun în experiență, dar n-am muște la mine, că făceam varianta cu plumbul, țac, cu prins. Am luat guvii de acolo pe Dunăre. Orice ei, cu musca mică, trasă ușor așa. Uite, băgai 2 vieri. Dacă aveți linie mică, băgați-o că imediat mai trebuie facem la muscă de clar. Peștile e mai atras de mișcarea asta, cred. Da, băgai și eu mai băgai un viermișor. Să miște și lucea. Acum zise că n-am muște la mine, dar ideea e că am o jachetă. Uite pe jacheta să duc. Da. Las cluta la apa așa. Oricum trebuie încercat și pe straturi, că nu se știe unde stă. Dacă e cald și patrulează ca ăla de la Ștefănești între ape, putem noi să dăm tata mult și bine, pentru că nu îl luăm nimic. Eu vă spun din ce am făcut la Ștefănești, cum fug eu. Trebuia mai sus de fund. E bine că începe ploaia, mă, iară? Mai așează și așa. Mai scutură cât un nor, așa. Cum vezi, nu? Să o dau mai sus de fund. 10 cm. Acum ar trebui să fie deasupra fundului. Dați la lansetă? Păi nu, dar cine a sărit acolo în larg? Nu știu. Uite acolo așa, a sărit din mai pește. Dacă vă zic, uite acolo. Uite valul. Eu am scăzut cu plumb. De ce pește mare? Și cum a sărit? Am zis, a dat vecinul cu plumb. Am încă o lansetă dacă să dăm. Păi haide să facem una și mă juc eu cu ea. Cu plumb. Să caut eu niște muște mici. Plumbul îl agățăm. Plumbul n-are... Nu, unde se agăță? Doar ca la oblete se dă. Păi de ce se agăță? Păi aici nu mai stufăriș pe ăsta. Vă dau eu muște, dar nu se agăță. Ia și lângă mal, da. Păi nu, că dacă era creșteau și în larg. Ele cresc cât poate ele să ducă după anul. Și vedeți cercul de pește acolo? Fac eu un test, dau apa mai mică. Mai mică. Și dau un larg așa. Uite, atât. Că aici trebuie să facem teste ca lumea, nu? Dacă nu cunoaștem balta. Ia uite unde am dat. Unde sare purcelul? Când nu-i mai vedea plut acum... Clar că am dictat mai carasul. Da, acolo au fi obișnuit, mă gândesc. Dar nu e o problemă. Că dăm și la cocolo, și fac eu cocolo și acum. Fac un cocolo și acum. Cred că a venit ceva la plita mea. A mișcat? A tras? A, n-ați fost atent, nu? Dar ce, la vierme? La vierme. Am înțeles. Cu dau și voi pe târâș, dar mai în larg puțin așa. Vedem cum vrea domnul Joe. Vrea domnul Joe, noi îl servim, adică un băieț de caracter, ia să vedem. V-a tras? Păi ăla e caras.
Nu e calas, e... E, biban, e pe vecine cu bibanul, bă. Aia e friptura. Friptura vieții. Stați așa să bag și eu. Să salutăm pe Vasilică. Uite, băi, pe Vasilică, mă. Uitați pe Vasilică. Uite, bă, pe Vasilică, mă. Opa. Acum să mi-l arătați că